Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc foarte mult, dumneavoastră, pentru că această carte de astăzi, respectiv Open, autobiografia lui Andrei Hegesi, vi se datorează în întregime. Ce se întâmplă? Acum câțiva timp, cred că de ziua mondială a tenisului, vă prezentam autobiografia lui Roger Federer și m-am trezit, ne-am trezit, oamenii de la EMAG s-au trezit cu o serie întreagă de Semnale de la dumneavoastră bine l-ați dat pe Federer bun, dar nu l-ați dat biografia lui Andrei Pagasi. Nu știam de ea și iată că pe site văd semnale de la Horia Bura, Joviene, Iuliu Matei, Danil Al, Gabriela Savu, Cristina Hrustovici, Todor Iacob, Raluca Macab Macabez, deci cam 8 persoane care mi-au spus luat și biografia lui Andrei Pagasi. Am luat-o și vă asigur. Zău vă spun, este, o, este un roman demn de cele mai bune pagini din Chuck Palahniuk sau din Ian McEwan. Este foarte bine scris, mi s-a părut suspect de, 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 de bine scris, cu o forță, cu o percutanță, cu o sagacitate și o substanță care pe care le-am descoperit, a căror sursă am descoperit-o la sfârșit, unde Andrei mulțumește lui G. R. Möringer nu știam de el până acum, spune, spune el, am citit memoriile cutremurătoare ale lui GGR, The Tender Bar. Și cred că este tot un domn care a scris pe site la EMAG, luați memoriile lui GR Moringer. O să le caut, zău vă spun, și am să văd dacă sunt traduse în românește. Acum, Andrei Agassi trebuie să vă să răspundem celor care nu, ă, nu o știu, deține două recorduri greu de egalat. Singurul jucător din lume de tenis care se poate lăuda cu un Golden Slam, adică toate cele patru turnee de mare șlem plus o medalie de aur la Atlanta 96 și cel mai în vârstă jucător din lume situat pe primul loc în clasamentul ATP, performanță de la 33 de ani. Andre a găsit s-a retras din, din tenisul profesionist în 2006. Care este principala valoare, principalul nucleu conflictual de aici? Faptul că acest om a declarat și declară sus și tare că urăște tenisul. De ce? Este cea mai tare vână din această carte relația de iubiură dintre el și tenis din cauza tatălui său, iranian sportiv la rândul lui, obsedat de performanță, omul care de când avea Andrei 5 ani, a vrut să-l facă cel mai mare tenismen din lume și i-a nenorocit copilăria, făcându-i o jubilație nebună, făcându-l să iubească și să urască tenisul în același timp. Nu este un tată castrator, este un tată care aparent i-a pus zăbala, i-a pus harnașamentul și l-a biciuit toată cu copilăria pentru performanță, și este un fel de relație cam ca între, pardon, de comparație între Isus Hristos și Dumnezeu. A fost răstignit fiind făcut Dumnezeu în același timp, sau relația dintre Moise și Sabaot, Dumnezeul răzbunător din Biblie. Și avem aici, deci, pe de-o parte, șirul de performanțe la care l-a dus chinul Tatălui său și. Pe de altă parte, rebeliunea, statutul de agonie, de om confuz, nebunia pe care tot tatăl tău și său, și pasiunea pentru sport i le au dat și l-au făcut la 16-17 ani să se rupă, să vrea să devină o fiară. Iată ce spune el, mi-am mutilat părul, mi-am lăsat unghii, inclusiv unghii de la destul de mic de 5 cm vopsită în roșu. Mi-am făcut găuri în corp, am încălcat regulile, am băut am băut litri întregi de whisky, un turn de trei picioare de sticle goale de Jack Daniel. Daniel tutun, iarbă tare, după înfrângeri bag o bucată de iarbă, droguri cât, cât o prună în gură. Toate relațiile erotice. A fost însurat doi ani cu Brooke Shields, de 15, 15 ani este însurat cu această minunată Steffi Graf, cu care are doi cu copii, se dă aici relația dintre ei, se dă un roman, un roman care este relația lui cu, cu, Gil Reyes, enormul, negru, înferător care l-a antrenat. Una peste alta, aveți, vă spun, în viața lui Andrei Agasi, exact un roman, repet, demn de Chuck Palahniuk sau Ian Mechion. La revedere!